Domnule Negrescu, anunțați ieri, într-o postare pe pagina dumneavoastră de Facebook, i-ați trimis președintelui francez Emmanuel Macron și ministrul responsabil de afaceri europene o scrisoare prin care ați inclus introducerea aderării României la Schengen printre obiectivele președinției. Pentru cei care ne privesc, Franța a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene de la 1 ianuarie. Întrebarea mea este, ați primit vreun răspuns până acum de la autoritățile franceze în privința aderării României? Dacă va fi un punct important în acest mandat pe care Franța l-a preluat de la 1 ianuarie? Eu cred că este foarte important să profităm de acest context politic european, să împingem înainte acest subiect extrem de important pentru România, aderarea noastră la spațiul Schengen. Pentru că România respectă de foarte mulți ani toate criteriile pentru a adera la acest spațiu comun, la acest spațiu comun de mobilitate, care ar oferi multe avantaje, atât cetățenilor printr-o mobilitate mai simplă, cât mai ales companiilor în ceea ce înseamnă exportul de mărfuri, de produse din România spre spațiul european. Deci câștigurile ar fi enorme, inclusiv financiare pentru țara noastră. Din păcate vedem că da, acest lucru nu se întâmplă. Deși Croația, iată că va adera la spațiul Schengen. Croația, care a îndeplinit criteriile specifice spațiului Schengen după România, intră în acest spațiu comun și România nu o face, fără niciun fel de explicație. Așa că eu cred că trebuie să ne bazăm pe parteneriatul pe care îl avem cu Franța, să impulsionăm Franța, să convingem Franța să pună acest subiect pe ordinea de zi a Consiliului de Justiție și Afaceri Interne, care decide acest lucru. Nu există niciun motiv pentru care această decizie să nu fie adoptată. De aceea am profitat de acest context pentru a trimite această scrisoare către președintele Emmanuel Macron. Sper ca în perioada următoare să primesc un răspuns ferm. Pe lângă acest demers, voi trimite scrisori către toți decidenții europeni care pot influența această decizie și voi începe un nou tur al capitalelor europene. Practic, relansez o campanie pe care am demarat-o în 2014. La momentul respectiv am adunat 50.000 de semnături și am generat o primă declarație de sprijin din partea Parlamentului European. Mergem mai departe. Noua campanie se numește Românii merită în Schengen și vom merge direct la decidenții care pot influența această decizie extrem de importantă, pentru că merităm acest lucru, respectăm criteriile și dacă vrem o Europa puternică, unită, așa cum o spune președinția franceză la Consiliul European, atunci primul pas este să respectăm regulamentul european și să primim România și Bulgaria în spațiul Schengen pentru a întări Europa și pentru a arăta că cu toții suntem tratați într-o manieră egală, pentru că am spus-o, faptul că nu suntem primiți, faptul că nu există argumente, generează inclusiv în România o anumită reticență, o creștere a sentimentului eurosceptic și eu cred că trebuie să blocăm din start acest tip de retorică, intrând în spațiul Schengen și arătând că toată lumea este tratată într-o manieră egală. În fapt, România, de ce nu este primită în spațiul Schengen? Ce ne împiedică? Ce ne-a împiedicat până acum? Ad literam nu există nicio explicație. România respectă toate criteriile. România este, aș putea spune, de facto un spațiu Schengen, pentru că toate cerințele, toate recomandările, schimbul de date, colaborarea cu partenerii europeni, investițiile făcute pentru protecția frontierelor, toate acele criterii au fost respectate. Chiar uneori le-am depășit și România e considerat un partener viabil pe tot ceea ce înseamnă aceste subiecte. Din Bun, și păcate, da, tot atunci timpul de ce? s-au găsit tot felul de argumente. Anumite state care au avut reticențe, anumite state care erau speriate de migrația din România, alte state care erau poate îngrijorate cu privire la nivelul de corupție. Însă sunt state în spațiul Schengen care au dificultăți mai mari decât România în ceea ce înseamnă protecția frontierelor, în ceea ce înseamnă statul de drept, în ceea ce înseamnă siguranța a tot ceea ce înseamnă cetățeni și climatul politic. Deci nu există niciun argument de altă natură. Toată lumea se așteaptă de la statele să propunere. În Germania, cu noul cancelar, cred că există susținerea necesară pentru a face acest lucru. Acum așteptăm de la Franța, care deține președinția, să impulsioneze acest lucru. Cred și sper că acest lucru se întâmplă. Adică, dacă nu se întâmplă acum, eu cred că nu se va întâmpla într-un viitor prea apropiat, pentru că
următoarele președinții, deși sunt țări planificative, nu au, din păcate, această putere să pună un subiect atât de important pe agenda europeană și să creeze un consens. Franța are această putere și sper să o facă. Nu credeți, poate, că și o implicare mai eficientă, mai bună, nu știu, a guvernului, a administrației prezidențiale pe această problemă, dacă pot să o numesc așa, ar da roade, nu știu, mă întreb. Eu cred că trebuie, într-adevăr, un consens politic și sper și cred că există acest consens. Că aderarea la spațiul Schengen este o prioritate pentru țara noastră. Avem nevoie ca toate forțele politice să gândească la fel. Acum unii sau alții și-ar dori poate să profite de context și, nu știu, să împiedice acest proces. Sper să nu o facă. Și acum să fim realiști. Toate partidele au fost la guvernare până în prezent. Deci nimeni nu poate să spună că dacă vor fi, ei vor rezolva problema. Da, o să rezolve și până acum, mă refer aici, în mod special la partidele din opoziție, care la un moment dat clamau că au relații extraordinare la Bruxelles. Da, nu știu unde au fost relațiile extraordinare ale USR-ului la Bruxelles. Faptul că este nevoie de un efort comun. Și la un moment dat, într-adevăr, trebuie să admite și lucrul acesta, toată lumea a fost la guvernare și ar fi putut realiza aceste ziderea, dacă își doreau cu adevărat sau dacă aveau relațiile pe care pretindeau că le au. Din păcate, iată, s-a dovedit că nu a fost reală această retorică prezentată de anumite partide politice. De aceea sper ca demersul meu să fie un exemplu și pentru ceilalți și să avem un efort comun pentru realizarea acestui obiectiv important pentru români. Și spuneam că, din nefericire, este și o formă de umilință, aș putea spune. Da, acest tratament diferențiat, adică ne dă sentimentul uneori că suntem cetățeni de rang secund. De exemplu, noi, eurodeputații, deși poate avem anumite privilegii, cei din România mergem în fiecare săptămână la Bruxelles, la Strasburg, noi mergem pe un culoar unde suntem verificați, se verifică documentele, ceilalți eurodeputați trec pe un culoar unde nu se verifică nimic. Și inclusiv această discrepanță, da, devine apăsătoare nu pentru noi în mod special, care v-am spus, poate avem un alt statut mai privilegiat, dar și pentru ceilalți cetățeni, pentru că plătim cu toții contribuția noastră la bugetul european. Cu toții ne asumăm responsabilitățile europene. România și România sunt puternic ancorați în tot ceea ce înseamnă dimensiunea europeană și ar merita un plus de respect făcându-se acest lucru, pentru că, iată, cum spuneam, pentru Croația s-a putut și ar trebui să se poată și pentru România și Bulgaria într-o manieră similară. Alte cuvinte, spuneți că Uniunea Europeană tratează diferit cetățenii din... Eu nu cred că este vorba de Uniunea Europeană aici, e vorba de statele membre care trebuie să adopte o decizie în această privință. Uniunea Europeană oferă această facilitate a mobilității europene. Uniunea Europeană ne permite nouă să avem foarte multe avantaje. Însă este nevoie de această decizie. Parlamentul European susține, Comisia Europeană încă din mandatul anterior a spus foarte clar că susține acest demers. Deci, iată, Uniunea Europeană, structurile europene susțin acest lucru, anumite state membre au avut reticențe. Ori este timpul să treacă peste aceste reticențe, pentru că și în contextul insecurității din regiunea noastră, tensiunilor din Ucraina, provocărilor regionale, ar fi util să gestionăm împreună frontiera externă și ar fi util, într-adevăr, ca România să fie spațiul Schengen, tocmai pentru a oferi un plus de siguranță pentru Europa și pentru românii în mod special. Discuții sunt și în privința eliminării vizelor pentru români atunci când vor să meargă în Statele Unite. În continuare, românii se întreabă de ce avem totuși nevoie de viză, mai ales în condițiile în care România a fost întotdeauna un partener pentru Statele Unite ale Americii. Da, este foarte adevărat. Acolo sunt, într-adevăr, și o serie de criterii, dar dincolo de criteriile respective, Uniunea Europeană, conform tratatului și conform legislației europene, trebuie să ofere aceleași drepturi tuturor cetățenilor europeni. De aceea, noi din Parlamentul European am solicitat Comisiei Europene demararea unei proceduri specifice. Comisia Europeană, astăzi, este în curs de aplicare a acelei reglementări care spune așa: tratament egal pentru toți cetățenii europeni. Dacă toți cetățenii europeni nu beneficiază de acel tratament, automat Comisia Europeană și statele membre trebuie să ia o decizie și să restricționeze accesul cetățenilor din statele partenere până când acest lucru urmează să fie clarificat.
Am trecut prin această situație în ceea ce înseamnă relația cu Canada. Acolo am făcut parte în mandatul precedent din delegația care se ocupa de relații între Uniunea Europeană și Canada. Am impulsionat acest lucru și atât. Cetățenii din România pot astăzi călători mai ușor în Canada, așa cum o fac și alți cetățeni europeni. Trebuie să facem la fel și cu Statele Unite, trebuie să respectăm și criteriile în același timp și eu sunt convins că într-un timp relativ scurt vom îndeplini inclusiv acest obiectiv, dar din nou e nevoie aici de un imbold. Am sentimentul uneori că știu, stăm în expectativă, așteptăm să se producă lucrurile, ori și partenerii noștri, prietenii noștri din alte zone ale lumii au nevoie din partea României de mai multă coerență și da, capacitatea de a arăta că poate rezolva problemele pe care le întâmpină în tot ceea ce înseamnă aceste subiecte. Fie că vorbim de criteriile în ceea ce înseamnă accesul la această zonă fără vize în Statele Unite, fie că vorbim de spațiul Schengen și celelalte controverse care au fost corelate într-o manieră absolut aberantă cu aderarea la spațiul Schengen.